Salut, camarazi! Astăzi o să vă povestesc o zi din viața unui pușcăriaș și unui deținut, ca să vă dați un pic seama cum se petrece înăuntru. V-am explicat că am trecut până 13 din cele 40 de închisori din România, deci le cunosc cu o treime din ele. Deci și la Rahova și la Jilava era cam aceea și de fapt ca peste tot era cam aceeași cutumă, aceeași procedură mereu. În primul rând era multă plictiseală, pentru că deținuții, majoritatea lor, au nivelul la burta broaștei, înțelegeți? Să zic așa, vreo 93-95% au nivelul la burta broaștei. Foarte puțin care citeau o carte, majoritatea tăiau frunze la câini, nu știau să folosească timpul ăla care acolo l-aveau și afară nu-l mai au, nu mai îl ai, pentru că afară trebuie să alergi, să câștigi pâinica, să plătești chiria, ai familie, ai probleme, ai greutăți. Acolo așa, timpul ăla se putea folosi, adică faci ce e mai bun în situația dată, dar oamenii nu prea ședeau așa doruleli, cum să zice, așa, trâncăneau, mâncau semințe, bârfeau, deci cam ca peste tot. Programul începea de obicei la 6 și un sfert, 6 și 20, dormeai, dar s-auzea deja ghiumul. Ghiumurile erau cu ceai, cu cafea, cu nu știu ce, cu un pic de brânzică, un pic de marmeladă, biscuiți în prostie, dar nu-i mânca nimeni, știi, erau să zătea biscuiți acolo, să mai făcea salam de biscuiți, dar în restul nu mânca nimeni biscuiți decât unul care era mor de foame complet, așa, auzeai ghiumurile, alea te trezea dimineața din somn, pentru că zdrângănea, ghiumurile erau puse pe niște un fel de cărucioare cu rotițe și alea zdrângăneau, normal, că era metal. După aia auzeai vocile, auzeai pe ăla, mai punem niște ceai, mai punem cafea, mai dăm un pic de brânză, să dătea câteva o împuțite, să dătea o brânză și aia cam împuțită, câteva feliuțe de salam care dacă nu-l mâncai într-o oră, două, devenea cleios, deci să dătea ca la animale, să zicem așa, lături să dăteau. Care avea în cambuză tot ce-i trebuia, nu se mai deranja, mai dormea o oră până venea apelul, știți? Așa. Deci se scula numai care era pe foamete sau avea un alt ritm de viață. În general, majoritatea nu se scula sau se scula unul și lua pentru mai mulți ce vroiau. Până la 7 venea apelul, deja trebuia să ne sculăm, să ne îmbrăcăm, să facem patrule, că uneori mai venea și comandantul, dar intrau gardienii, 2-3 gardieni la apel acolo și dătea raportul șeful de cameră că totul e în ordine, plecau, gata, după aia care putea să băga din nou la somn, știi? Care nu începea, băgau fierbătoarele în priză, începeau să facă cafeluță, mai foarte multă cafea să beau acolo, ceai mai puțin. Și eu am exagerat 5 ani jumate cât am stat la răcoare, am exagerat cu cafeaua, am băut cam multă. După apel, care unii dormeau, unii s-apucau la cafele, alții începeau cu tutunul, dacă era celulă de fumători, începea deja să aprindă țigările, probabil că din cauza la nerv, la stres, la probleme, familii pe afară, neveste, copii, fiecare cu ale lui. Așa. La 8 jumate se deschidea ușa. De cum se deschidea ușa, ăștia care nu dormeau târziu, o luau pe afară. Unii se repezeau pe telefoanele de pe hol să sună la nevastă, la gagică, la părinți, la prieteni, nu știu ce. Alții disperați să sune ca să le trimeată bancă. Întotdeauna e problema cu banul acolo. Dacă n-ai bani, nu faci cumpărături, înțelegeți? Fiecare cu problemele lui. Alții ieșeau pe acolo și în doruleli, alții s-au adunat în fața la ușa de la educator, că aveau anumite probleme de rezolvat, alții până fața la ușa de la comandant ca să sifoneze, alții aveau tot așa probleme de rezolvat, informații, nu știu ce.
Mai era și un psiholog acolo și ăla era mai cum să cade. Mereu îmi dătea că să citesc, că eu dacă nu citesc sunt mort, asta e drogul meu, cărțile, știți? Adică beau cu măsură, nu fumez, adică n-am fumat niciodată, dar dacă nu citesc sunt mort. A, și mai dătea din când în când câte o carte ca lumea care o citeam, pentru că mergeam și la bibliotecă, dar mergeam puțin, o mână de oameni, dar acolo era literatura universală, care deja o citisem de mult, dar mai citeam ce nu știam, mai găseam câte o revistă interesantă, niște ziare acolo și mai proaspete, că la bibliotecă mai veneau ziare de-astea, Gazeta Sporturilor, Libertate, Adevărul, și mai clăteai ochii, nu știu, mai erau și alte, mai găseai National Geographic, deci mai încântam ochii, mai uitam câteva ore de amărăciune, înțelegeți? Așteptam când trecea cât un comandant de la mai cum se cade, ziceam, domnul comandant, nu mă lua și pe mine la bibliotecă, și mă lua cu el, că trebuia să descuie ușa, nu? Și eram la pa 5, eram aproape de bibliotecă, la 7-8 metri de ușa de la intrare în clădirea bibliotecii, și mă lua și îmi schimbam cărțile, sau erau major, gardien de ăștia, că sunt și ei ca oameni, unii sunt mai ciufuliți, alții sunt mai cum se cade. Mai era unul mai cum se coade, mă lua acolo și să-mi schimb cărțile, să am ce citi. Da? Era și momente când te săturai de citit, n-aveai ce, era supra-saturare cu cititul, nu mai puteai, trebuia să mai faci pauză. Așa, unii care de dimineață dătuse un bilețel așa, îi scotea la medic sau la infirmerie. După aia, până la 8 jumate, când se deschidea ușile, cum v-am zis, unii ieșeau în curte acolo și era cam răcoat. Dacă era iarnă, era nasol. Dacă era vară, mergeai acolo și aședai la aer curat, mai respirai un pic de aer curat, alții fuma, unii mai făceau un pic de sport, dar nu prea mulți. Deci oamenii o lălăiau așa, înțelege? Deci s-a tărat timpul greu până la 11 și ceva, când ne băga iarăși înapoi în clădire, pentru că la 12 se dătea mâncarea. Deci iarăși zgomot de ghiumuri până la 12, se dătea alăturile alea, se dătea o ciorbă împuțită, o mâncare și aia tot împuțită, să mă dea niște mere scofâlcite, ziceai că le-a adunat după la groapa aia de la glina, de la gunoi, deci lucruri mizerabile, să gătea din carcase de boi sau de cai care erau numai oase și un pic de piele de carne și grăsime între oasele alea, deci nu știu de unde veneau, dar aia mâncau, carne împuțită, dar dacă nu o fierbea am fi murit pe capete. Deci masa de 12, ședeam închiși până la 1 jumate, până mânca toată lumea, mai te lungeai un pic acolo și a păpat, eu știu, unul mai făcea una, unul mai făcea alta, alții mai jucau șeptic, alții se uitau la televizor, plictiseală îngrozitoare. Să mai făceau cursuri, de-astea da de formă, așa să zică, că ne reeducă, dar era vrăjeală, niciun deținut nu se reeducă. Toți ei sunt bucuroși dacă unul se liberează azi și se întoarce mâine, toată lumea e fericită, pentru că sistemul are nevoie de carne de tun, are nevoie de pârnăi pline, că ei trăiesc de pe urma lor, și procurorii, și judecătorii, și polițiștii, și jandarmeria, și gardienii de pârnaie, și directorii, și doctorii, și infirmiere, tot. E un fel de mafie, să zic așa, un fel de cauză și efect. Dacă pușcăriile s-ar goli, ar trebui să ducă ăștia toți la sapă. La sapă e greu, nu vrea nimeni, așa mai bine, acolo așa. Fac una alta, să facă, educă pe deținuți, dar e vrăjeală. La 1 jumate se deschideau iarăși ușile, iarăși ieșeam în curte, dar era bine că pe a 5-a, de exemplu, era curtea mai mare, erau vreo 3 curți una lângă alta, așa era mai lungă, după aia mai trecea lumea la sala de sport, mai schimbai câteva vorbe cu bombardierii, cu aia după în clanul sportivilor, era clanul Caran, era tot felul de Valdiva, clanul Vancică, și ăștia mai schimbai câteva vorbe cu ăia, mai când era ziua de cumpărături, mai ieșeau ăia de pe secția 1, 2, 3 la cumpărături și iarăși mai ciupeai o cafeluță pe acolo și o pungă de cafea, niște pufuleți, mai schimbai o vorbă cu unul, cu altul care îi cunoșteau, că și atunci, și acolo
oamenii sunt obligați să vorbească, omul e ființă socială, erau simpatii și antipatii, fiecare avea câțiva care vorbea, câțiva care nu-i suferea, așa e peste tot, că oamenii fiind la grămadă nu prea se suportă unul pe altul, că e greu. Așa, după aia ședeam afară în curte, dacă era vară mă băgam, treaba e că în toate pârnăile românești nu există acoperișuri, dacă bate soarele te căpiază, trebuie să ne băgam ca vitele pe lângă zid, așa că altfel n-aveai unde să stai la adăpost că te bătea soarele în cap, înțelegeți? Deci o abnormalie în sistemul penitenciar român, nu există acoperișuri în curtea de aer. Așa, și la Rahova era, dar era doar parțial, dacă bătea ploaia în diagonală, te uda. Deci ședeam acolo și mai schimbam câteva vorbe, mai vorbeam cu ea care era un refuz de hrană, acolo și în față mai erau două celule de ăștia care erau în tranzit, veneau de la o pârnaie, mergeau la alta și ședeau o zi, două, trei la Jilava. Mai schimbai cu ea câteva vorbe, de unde vii, nu știu ce, un pic de socializare. Până la 5 iar ne băga înăuntru, hai, mai ședeam nițel, venea masa. Venea masa, iată, să dădea masa iarăși, blăturile de seară, niște ceai acolo, după aia să închidea ușa, până la 7 venea apelul, trebuia să-ți dai drept iar să dai raportul că celula e liniștită, nu s-a întâmplat nimica, pe ce trecea apelul, nu se mai deschidea ușa până a doua zi, decât în caz de urgență. Se întâmpla ceva, o bătaie sau unul îi se făcea rău, unul trăgea să moară, făcuse infarct, că se întâmplă și de-astea. Se mai deschidea uneori seara la 9, la 10, când venea lumea de pe cursă, deci veneau cei de la Craiova, dinspre Deși, dinspre Codlea sau Brașov, ăia dinspre Slobozia și Focșani, atunci toți care veneau pe București sau tranzitau Bucureștiul, îi băga, de exemplu, dacă veneau vineri seara, deschidea la 8-9 seara când reușea să le facă controlul acolo pe PPD la camera de intrare, îi deschidea ușa și băga unde știa gardianul că mai e un pat, două libere, că avea o listă acolo cu paturile libere, venea și deschidea ușa, băga acolo, hai, salut fraților, salut, de unde vii, băi, frate? Păi, de la Focșan, de la Iași, de la Satul Mare, de la Turnul Severin, hai, stai aici, îi dădea și lui un pat acolo, dacă era vreun bombardier, deja era o problemă, că l-a vrea patul întâi, adică vrea să-l scoale pe ăla care ședea în patul întâi, să se pună el, că sunt și de-ăștia aiurea, dacă era vedetă din pușcărie, eu știu, din clanul sportivilor, clanul Caran, alte clanuri, ăștia deja automat că șeful de cameră îi dătea un pat la unul, scula pe cineva și îl urca la patul 2 sau patul 3 și dătea patul 1 bombardierului sau vedetei, că așa e la pușcărie, e pe ranguri, știți, să știe ierarhia, că ăștia din clanul sportivilor, toți Aldi Preda, Aldi Roșca, Bibiloi, Moșiene, Aldi Cămătaru, ăștia unde se duce imediat la patul întâi, că sunt vedete. După aia, după ce se dătea masa de seară și se încuia ușa, toată lumea căscam ochii pe la televizor, unii își făceau de mâncare, unii foloseau tălpile alea, niște fierbătoare electrice, le demontau așa, le făceau plate și fierbeau pe ele, făceau o tocăniță sau o mâncărică sau niște cartofi prăjiți sau prăjea salamul ăla de la pușcărie, că prăjit avea alt gust. Deci fiecare își găsea o ocupație, alții căscau gura la televizor pur și simplu, alții băteau tablele, se juca table în draci acolo, că de plictiseală se juca câte 15-20 de partide de table, știi? Alții jucau poker, la sfârșit de săptămână se juca pe sute de mii de euro barbut poker acolo și să plătea ca la nebun, veneau pungi întregi de țigări și se făcea plata, deci bani negri, curtea de conturi sau alții nu interesează de bani ăștia care au furat de la români și se joacă la barbu sau la tot felul de jocuri prin pușcării. Deci, camarazi, v-am făcut o mică frescă cum e ziua unui pușcăriaș într-o pârnaie românească, multă plictiseală, nimic bun, totul e
să taie frunza la câini nu vă duce la nimica, nu se resocializează niciun deținut, nu se resocializează, totul e o minciună, oamenii sunt ținuți acolo, sunt înrăiți, devin psihopați, devin obsedați, pentru că ăsta e rolul sistemului, să te distrugă. Când te-a prins la pârnaie, vrea să te distrugă, să mergi în patru labe, să fii sclav. Deci, camarazi, dacă v-a plăcut, dați share, dați like, faceți abonamente și rămânem împreună precum catarii. Pa, camarazi!